Of, să vină alegerile odată, că nu mai suport discuțiile astea despre Dacian Cioloș. Dar ce ziceți? O să rămână Dacian Cioloș? Dar credeți că tehnocrații vor trece la PNL? Dar oare va fi guvern de tehnocrați susținut de liberali? De fapt, se discută despre lucrurile astea pentru că, na, despre ce să vorbești? Politicienii noștri nu sunt în stare să articuleze ceva pe vreun subiect serios. Și decât să tacă, nu m-ar mira ca în lipsă de altceva să se apuce băieții la un moment dat să povestească telenovele sau ce scandal mai e cu Guță și nevastă sa. Păi ce vreți, să vorbească despre măsuri economice? Ce aveți? Dacă președintele Iohannis va alege să nu numească un premier din această majoritate electorală și îl va desemna în continuare pe domnul Cioloș. Noi nu renunțăm la propunerea noastră. Asta înseamnă că domnul Cioloș cade prima dată în Parlament și veniți din nou la negocieri și veți veni cu același prim-ministru. Exact. Cade și al doilea, sunt alegeri anticipate. Ce părere aveți? Poți să vorbești așa la infinit. Dacă ai zis-o odată, de ce naiba continui să o spui? Domnule Dragnea, pe bune, încetați cu Cioloș ăsta. Gata, am priceput, o să plece. Dacă nu pleacă, îl dați voi afară. Da, înțelegem. O să aveți multe procente, sunteți bune, aveți echipă, aveți valoare, o să faceți guvernul. Dar stop, stop! N-ați vrea să ne ziceți ce urmează după ce faceți guvernul ăsta? Bineînțeles. Așa, vă ascultăm, haideți să vedem ce aveți în cap. Deci ce o să faceți cu România după ce veți spune din nou laba pe ea? Eu nu sunt de acord și nu vom face guvern cu PNL pentru că nu suntem compatibili cu acești oameni. A intra într-un guvern cu PNL-ul, chiar dacă va fi premier de la PSD, și să-l rup după câteva luni de zile, înseamnă să ne batem joc de țară, că o aruncăm din nou în instabilitate. Păi spuneți, domne, așa, e ok, da. Aceste măsuri despre care ne-ați vorbit vor duce cu siguranță la dezvoltarea României. Mulțumim, vă mai chemăm. Chiar, bancuri, știți, domnul Dragnea, că mai e destul până la alegeri.